Peste 500 de primari din Catalunia, cea mai bogată regiune a Spaniei, au participat sâmbătă la o adunare la Universitatea din Barcelona. Vor să organizeze un referendum privind autodeterminarea la 1 octombrie. Votanții catalani ar trebui să decidă dacă vor ca această regiune să devină o republică independentă. Șeful guvernului spaniol, conservatorul Mariano Rajoy, a insistat vineri asupra faptului că referendumul nu va avea loc, acesta fiind neconstituțional. Opinia publică din Catalunia este divizată în legătură cu independența. Aproximativ 48,5% dintre catalani sunt împotriva succesiunii și 44,3% sunt pentru, potrivit unui sondaj recent, scrie AFP. Cel puțin 14 oameni au fost omorâți în Irak după ce un atentator sinucigaș a detonat o bombă într-o tabără de refugiați în provincia Anbar. Explozia a avut loc duminică și s-a soldat cu 19 răniți. Printre victime se numără 4 copii și un membru al poliției. Conform CNN, atentatorul sinucigaș provenea dintr-un oraș de la granița cu Siria, zonă controlată încă de ISIS. Refugiații care au scăpat nevătămați urmează să fie mutați într-un loc mai sigur, iar tabăra unde a avut loc atentatul să fie închisă ulterior, informează AFP. China a acuzat duminică Statele Unite de o provocare politică și militară gravă menită să zdruncine stabilitatea și cooperarea între cele două țări, transmite CNN. Incidentul a fost cauzat de o navă militară americană care s-a apropiat la mai puțin de 20 de kilometri de insula Triton din arhipelagul Paracel. China și-a declarat suveranitatea asupra teritoriului respectiv din Marea Chinei de Sud, iar gestul imprudent al Statelor Unite poate amplifica relațiile tensionate chino-americane. Conflictul a avut loc cu numai câteva ore înaintea unei convorbiri telefonice programate între Trump și omologul său chinez.